Sperea o proverc. Da, sperea un test pe mine să mă testeze. Voi asta n-o spuneți, așa-i? Sau o spuneți? Iurcic. Glume negre. Umor negru. Umor negru. În fine, ceva super agresiv. Un om normal, vedeți? Mama! Nu spune că numai eu sunt schicat în cap, dar normal. Iurcic, ai înțeles? Pentru operatorul nostru, că el tot are aici de lucru. Că eu mănânc șașlic. Stai! Prie brusc a fost! Asta și soacră mi-a arătat așa. Azi mi se pare ca să aveți numai backstage. Hai! Știți de ce mie tare îmi place proiectul stil unic? Pentru că eu aici pot să fiu unică în orice, producătoarea, și toți îmi dau voie să-mi aranjez părul, adică să nu-l aranjez. E că vedeți cum am trezit dimineața, m-am îmbrăcat în costum negru, mi-am luat un sacou masculin pe verde, părul cum era de ieri, el așa și-a rămas, nu s-a schimbat deloc și tare îmi place. Voi asta n-o spuneți, așa-i? Stai! Prie brusc a fost respirația mea. E luna februarie, luna dragostei, în care avem foarte multe evenimente. Dragobetele, 14 februarie, ziua bărbatului, ce vreți voi. Așa că la Stil Unic v-am pregătit o ediție cu multă dragoste și mult stil, pentru că în exclusivitate pentru voi avem un cuplu tare drag vouă, tare drag nouă, și este vorba despre Katie Black și soțul ei. Oaspeții noștri deja au ajuns. Văd că echipa v-au dezbrăcat, v-au cablat, rămâne doar să vă îmbrăcăm. Da, am înțeles că așa trebuie. Ce faceți în luna dragostei, dragilor? Vă iubiți, vă îndrăgostiți, faceți copii pe bandă rulantă. Asta este de apreciat. Eu tare sper că astăzi, stând lângă voi, măcar unul îi prinde, că nici unul nu vine. Noi vă mă lipsim un pic. Ia spuneți, ne-ați mai lucrat cu vreun stilist vestimentar? V-a îmbrăcat cineva? Nu. Dar v-ați dezbrăcat sau numai voi v-ați dezbrăcat între voi? Asta rămâne în familie. Cum vă îmbrăcați de obicei când mergeți undeva? Eu știu că într-un cuplu există un critic și există unul care e mai priceput în ale stilului. Cum se întâmplă în cazul vostru? De când am devenit părinți, cred că foarte mult optăm pentru comoditate. Mm-hmm. Repede să te pleci, să iei, să fii tot comod. Dar până să devenim părinți, eu foarte mult iubim rochițe. Rochițe scurte, rochițe... Tocuri, da, înalte. Da, ador. Dar, din păcate, sau din fericire, acum mai mult optez pentru stil casual. Dar din familia noastră, eu sunt critic, eu tot timpul îi spun lui Cristi, nu, hai nu asta. Și eu încă foarte mult optez pentru aceea ca să ne îmbrăcăm tot una. Deci, îți place să vă asortați? Da, și cu copiii tot. Așa, și vă place chiar și cu piesele vestimentare să fie identice sau anume coloristica să... Nu, chiar piese vestimentare, da, adică hanoraci... Dacă comoditate, ultimul timp hanoraci mult. Hanoraci mult. Păi da, hanoracul acum poate fi implementat cu ușurință și în ținutele elegante, mai nou, da. Și pe tocuri, și pe fuste, îl îmbrăcăm la orice. Dacă tot ai vorbit de copii, unde i-ați lăsat? Cum v-au permis să veniți? Că două ore avem treaba aici. Ei acum dorm, de fapt, și sunt cu părinții mei. Sunt cuminți? Bunii noștri sunt foarte implicați în... Foarte da. Cuminți. Foarte deci, cuminți. Sinceră să fiu, eu sunt uimită de postările care le faceți și am zis, cu așa bunici și părinți, poți face copii corect, chiar pe bandă rulantă, că are cine să vă ajute. Dacă îmi permiteți, o să vă despart un pic așa. Sigur. Și o să vă iau la întrebări când pe unul, când pe altul. Cristi, cum îți place să o vezi pe Katie îmbrăcată? Pe Katie? Sau dezbrăcată? Și una și alta îmi place. Doar că când e îmbrăcat, mi-e foarte tare îmi plac cum arată pe fustă. Așa, să fie ceva da, elegant. Da. Ție cum îți place? Nu o văd foarte des. Eu foarte mult ador când el e în costum, dar eu înțeleg că lui este maximal incomod într-un costum. Poate, nu știu, poate noi cumva greșim cu mărimile și nu știm cum să alegem corect un costum. Dar sigur eu tot iubesc când el așa e mai elegant, mai sexy, nu știu cum. Nu, tu de timpul ești sexy, de fapt, dar știi? Chiar la structura corpului pe care o are, eu zic că Cristi poate fi îmbrăcat în orice, să știi, cu noi minimonii da, mai greu. De acord. Și în sfârșit văd și eu o participantă în proiectul nostru, așa micuță ca și mine, cu toate când îmi zici, băi, dar tu pe internet ești așa de înaltă? Da, zic, aparențele înșală.
Cristi, hai să te întreb pe tine. Mi-ai povestit de îmbrăcări, acceptați provocările, o să mă lăsați să, da, să mă joc cu voi așa cum ești vreau eu. Ești absolut deschisă, să faci ce vrei. În sfârșit. Tu deja ai trecut prin prisma transformărilor, ți-ai schimbat și podoaba capilară mai nou. De ce ai trecut la brunet? Mi era greu, de fapt, să am grijă după blond, dacă așa sincer să fiu, și am vrut mai aproape de culoarea mea naturală. Oricum nu s-a primit, la mine culoarea naturală e între blond și brunet, dar asta e mult mai bun decât blond. Unica că Cristi vrea înapoi în blond, dar Cristi o să aștepte. Îmi place foarte mult cum este cu blondă. Dar și așa o prinde tare bine. Mersi. Ochii ies în evidență așa. Da, apropo, dar ți-ai schimbat și garderoba, știi, cumva și hainele influențează la cum arată pe blond și pe brunet. Nu, sincer nu n-am schimbat garderoba. Eu zic că o să începem de astăzi de la Unic. Apropo, ați fost la Unic cât de curând? Da. Da. Ați văzut schimbările? Da. V-au plăcut? Foarte mult. Să știți câte magazine stilate sunt. Nici nu știu de unde să aleg și ce să ne ducem, dar eu zic să tragem o tură și să vedem ce au apărut în această săptămână din colecțiile noi. Când veniți la shopping, alegeți să veniți cu copiii sau totuși îi lăsați acasă și cumpărați ceea ce vreți voi și doar îi îmbrăcați și atât? Da, cred că optăm să venim fără copii. Cu copiii greu, mai ales cu doi. Pentru că unul vede ia ca un balon, a doilea vede o jucărie și gata. Stai să apară și al treilea, da. Să vezi ce show-uri va fi prin magazin. Totuși eu sunt tare curioasă, sunteți o familie tânără, frumoasă. Cum se întâmplă, cum gestionați banii atunci când vine vorba de bugetul hainelor? Credeți în prețuri, în etichetă sau în calitatea hainelor la preț accesibil? Să fim sinceri. Noi foarte mult și foarte des îmbrăcăm la second. Cred că știi despre asta. Dar după asta îmi duci mătură acolo. E aproape. Da. Eu de mic mă îmbrăcam acolo și cumva mi-a intrat în sânge și eu m-am deprins să dau puțin pentru o haină bună. Și nu crezi în energia hainelor? Nu. Uite la mine. Un om normal, vedeți? Mama. Nu, spune că numai eu sunt schicată în cap. Dar normal. Cristi, dar tu cum stai cu hainele? Apropo, asta ești pe la Piața Centrală și Cristi spune pentru mine să mă îmbrac la second. Hai, spune tu. Eu am spus astăzi lui Cate că pentru mine să mă îmbrac la second era, nu știu, o rușine foarte mare. Și bunica îmi spunea, hai la second, că acolo mult brand, mai... calitate. Da, brand, calitate, mult mai ieftin. Și zic, nu, eu vreau la piață și gata. Și până, eu vreau carpeț. Până în clasa 8-a, eu așa eram, după 8-a, bunica m-am dus tot și la second și cumpăram. Și ai înțeles? Da, ai înțeles? Dar când am întâlnit pe Cate, în genere... Dar eu cred că prima întâlnire a fost acolo. Nu, chiar așa. A fost la sală, dar avea să fie interesant dacă aveți fișa. A fost la sală, dar eu credeam că te dușești să alegi echipament pentru sală de la second, ca să te duci când rămiezi. Apropo, da. Ei bine, s-au tot repetat cererile de a vă chema aici și de a vă lua la întrebări, adică nu doar despre haine și stil, dar și despre frumosul vostru cuplu. Așa că deja am înțeles, v-ați cunoscut la sală, știm toată lumea. Câte ne aveți împreună? 4. Da, 4. Băi, în 4 ani se reușește atâtea căsătorie, logodnă, 3 copii? Și a treilea copil. Ideal! Eu vă cunosc din online de foarte mult timp, astăzi v-am cunoscut personal și mă bucur tare mult. Cum au trecut acești 4 ani? Ce ați învățat unul de la altul? Nu știu, top 3 lucruri ale tale despre el și top 3 lucruri ale tale despre ea. Cred că primul lucru asta este răbdare. M-am învățat într-adevăr să fiu răbdătoare, pentru că multe lucruri eu nu știam că sunt gata să le accept, de fapt. Dar iată s-a dovedit că dragostea poate accepta multe lucruri. A doilea lucru este iertarea. Adică m-am învățat să iert. Știi, așa emoțional. Dar poftim, treceți. Deci am interes, noi asta chiar punem. Chiar poate un bărbat să te învețe da. Să ierți? De fapt, un bărbat poate să te învețe foarte multe. Bărbatul potrivit. Da, dar și cred că mult a jucat rolul faptul că eu aveam doar 19 ani și eram, știi cum spune tata, eram lut. Nu mai bun de plămădit. Da. Și Cristi cumva s-a folosit de asta, nu în sens real, în sens bun. Și cred că ultimul lucru și cel mai important, am înțeles că bărbatul trebuie să iubească mult mai mult decât femeia. Asta este foarte important. Dar, iarăși, asta e părerea mea.
că bărbatul trebuie să iubească mai mult decât femeia. Da, hai acum să te auzim pe tine, verdictul tău. În primul și în primul rând, eu țin minte un lucru foarte mare. Eu mi-a spus, Criste, pe primul loc nu-i lucru. Eu avem chestia asta, că eu mereu vrem la lucru să lucrez, nu putem să mă odihnesc normal. Și Katia m-a învățat cumva să altfel să mă uit la partea asta a lucrului, să știu cum să mă odihnesc. Să ai o plăcere aparte, nu doar muncind, dar și relaxându-te, stând cu ea. Absolut corect. E femeie deșteaptă, eu am rotat pentru dânsa. Foarte multe chestii erau legate de familie, ceea ce n-am avut eu în familie, i-a luat de la ea din familie și... Spunea că vezi cum faci tata față de mamă, e că tu trebuie așa să faci, știi? Și zic, Da, eu de simplu crescut fără tata și cumva foarte multe chestii eu îmi spun, ia uite cum faci tata meu, că tata meu o adoră pe mama mea. Și e că chestia asta că bărbat trebuie să iubească femeia mai mult decât femeia, eu asta am învățat de la părinții mei. Și eu tot spun eu, hai. E super frumos când avem de la cine să vedem și cel mai bun exemplu e cu siguranță familia în care crești. În care crești. Dacă vedem dragoste, răbdare, putere și curaj, asta o să facem și cu noi. Ce m-a învățat Katia, încă un lucru foarte important, asta este familia și mai mult nimic. Adică nu chiar mai mult nimic, nu, așa spui. Nu jobul, nu prietenii. Sunt pe primul loc familia. Corect. Mai departe. Da. Și când au apărut și copiii care în genere au făcut tot cercul ăsta de dragoste și iubire, eu am înțeles că într-adevăr familia este pe primul loc. Și asta este cel mai prețios. Cașca, de unde ai reușit tu să mă înveți în 4 ani atât de multe? Eu știu că bărbații ei învață. Dacă îi luăm încet și cu calm, dar cu atât de multe valori ei... De fapt, el e foarte bravo ca bărbat și el foarte mult mă iubește pe mine. Și el e gata să accepte orice și rabdă eu. Foarte mult. Și eu rab mult. Să știți că noi am mai pregătit o provocare pentru voi, este vorba de niște provocări și teste, așa că mai departe o să vă las pe voi în calitate de prezentator, eu merg să vă aleg ținutele vestimentare, sper să aveți încredere în gustul meu de stilist sau nu, deja o să vedeți voi că avem și hateri aici care tot mă comentează că ce, că oversize, că nu așa, că nu știu cum, dar dragilor, eu vă iubesc pe toți pupici, v-am lăsat și am plecat! Sunt în căutare de două ținute stilate pentru că Cristi Cebotari, să știți că este un instructor de fitness tare, tare sexy, așa că eu astăzi o să-l scot din nota sportivă și o să adaug multă eleganță în el și pe el inclusiv, iar pe Katie vreau să o fac o lady tare, tare sexy. Să vedem ce alegem! La Unic deja sunt colecțiile de primăvară, ceea ce înseamnă că pentru Katie putem face o garderobă perfectă pentru acest anotimp. Avem multe culori și asta o să facem astăzi. O să adăugăm culoare și rafinament în ținutele pe care le alegem. Invitata noastră de astăzi, Katie Black, este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Este mamă tânără, suplă și frumoasă, de aceea trebuie să-i alegem o garderobă corespunzătoare, în combinație cu ceea ce vom alege pentru Cristi. Măi, așa a fost faină asta. Aș putea să nu iau chiar mie. Iar, tu ai doar 800 de mii. Da, dar de asta albastră chiar n-am. Chiar mi-închipui că nu-mi de asta. Nu, dar tu ce frumos și am un palton achiziționat recent roz pudră și cu această fustă baby blue voi fi ca o prințesă. Și eu cred că merit. Lecția de stil pe care vreau să vă dau astăzi este fusta plisată pe care trebuie să o aveți în garderobă, mai ales că sezonul 2022 este vorba despre multă și multă culoare. Vedeți aici am luat 4 exemple de bază pe care trebuie să aveți, o fustă nude, o fustă baby blue și 2 fuste colorate cu ornament. Aceste fuste pot fi accesorizate cu ușurință, fie că este vorba de top, fie că este vorba de cămașă oversize sau poate chiar și un sacou. Dacă vă gândeați că pentru o fustă plisată trebuie să dați foarte mulți bani din portofel, ei bine să știți că aici, la Unic, avem prețuri accesibile pentru toată lumea. La Davimi avem aceste fuste la 460-590 de lei, adică perfect pentru buzunarul fiecăruia.
Dacă vreți să știți cum să achiziționați un anumit articol vestimentar, noi așteptăm în comentarii să ne scriți ce anume vă interesează, iar eu sunt deschisă pentru toate lecțiile. Deci, pentru Katie deja am ales ținuta vestimentară, iar pentru Cristian abia acum vreau să văd ce avem în tendințe pentru această primăvară. E bine să știți că aceste popper jack-uri sunt foarte în trend în această perioadă, dar eu tare vreau să-l vedem mai elegant și îl vom îmbrăca într-un trench. Cu ce la sortez, o să vedeți chiar acum! Pentru femeile care vor să-și asorteze bărbații în această primăvară și să fie stilați împreună, sinceră să fiu, mie tare nu-mi plac cuplurile care sunt îmbrăcate identice, adică în aceleași culori, dar cromatic trebuie să dăm bine. Dacă am ales o ținută pe nude pentru Katie și pentru Cristian avem nevoie de ceva pe nude, așa că vom alege și aici o geacă, pantaloni și o să vedem ce facem. Dar câteva trucuri, atunci când avem burtică, nu alegem un maieu strâmt pe bărbați. Iurcica, înțeles? Pentru operatorul nostru, că el tot are aici de lucru. Alegem ceva mai masiv în partea de sus, dar dacă avem o siluetă înaltă și frumoasă, cum este personajul nostru de astăzi, putem să-l îmbrăcăm în orice vrem, pentru că va arăta fenomenal de bine. Nicoleta ne-a dat o provocare, știm întrebări, dar trebuie cumva să înțelegem cine e primul. Da, și noi mereu, fiecare pariu al nostru, noi începem cu parfica, patru și... Hai, uefa! 1, 2, 3. Hai, eu prima. Bătem 3 ori? Hai. Mâncare de care nu m-aș atinge pentru nimic în lume. Tu sau eu? Eu. Nu te atingi niciodată în lume? Cred că... Nu am vorbit despre asta, de fapt, dar ok. Poate e carne de porc, nu? Nu. Nu? Că eu mănânc șașlic. Nu, șașlic, da. Eu nu țin minte. Nu țin minte. Nu, hai, gândește-te la ceva, știi, gen, și ți-ar și ție grețos să mănânci, cred că. Știu, scoișile astea care cu lămâie trebuie, da, așa, da, asta e strașnic. Da, ți-i mănâncă, dar eu nu le înțeleg gustul. Eu am încercat, dar asta e strașnic. Hai, acum tu. Ultima mea piesă vestimentară care mi-am cumpărat-o a fost? Stai. Încălțăminte? Nu? Nu. Dar nu costumul și ăla de 600 de euro pentru strike ball, nu? Nu mai este, nu! Stai, dar când asta a fost? Stai, da, e ca, scuze, hanoracul ăsta de la fratele meu, da, iartă-mă. L-a cumpărat de la fratele meu. Despre ce era primul meu vlog postat pe YouTube? Primul tău vlog. Hai, că nu e room tour, nu. Nu. Eu știu că tu nu mai ai început atunci și te prezentai că... Eu sunt Katie Black, sora lui Lee, da? Corect. Da? Da. Despre asta și erau 5 lucruri despre mine, dacă nu mă greșesc. Eu e ca asta nu ți-am minte. Nu ți-am minte? Dar, era primul că... vlog de prezentare, adică da. Era despre asta mine. E. Bravo! Da. Dimineața mie nu-mi place să... Să trezești. Nu, asta ție nu-ți place. Să-l schimbi Simon. Eu simt să trezești primul și e obligat să-l schimbi. Cine primul scoală, același schimbă. Hai. A, eu. Da. Când a fost primul nostru sărut? Tu asta știi. Eu știu. Asta a fost, mai scurt, după sală. Noi ne ducem să ne plimbăm și m-a tărăit prin tătă botanica, pentru un cimitir m-a tărăit. Și la urmă... Asta era o provercă. Da, asta era un test pe mine să mă testez. Primul sărut special am făcut cel mai lung drum. Primul sărut a fost pe strada Titulescu. Da, bravo. Tak. Filmul meu preferat este? Filmul meu preferat. Dar tu de fapt n-ai film preferat, dar eu știu filmul pe care tu poți să-l privești de multe și de multe ori, asta este Hatico. Da. 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 Eu țin minte când tu plângeai și eu te întreb, Cristi, ce se întâmplă? Asta a fost ultima dată când m-am uitat Hatico, că m-am uitat odată în clasa 8-a.
plângeam așa de tare și am zis că mai mult o să mă uit. De fapt, ești foarte la noi sensibil. Ei, da. Hai, am tu. Nu, a, eu am dat întrebarea. Tu, Katia. A, da. Scuze. Ce culoare are periuța mea de dinți? O, eu știu, roz. Bravo, șata galbenă. Da. Ce fraze, gesturi sau cuvinte parazite am eu? A, gesturi? Da. Fraze, gesturi sau cuvinte? Fraze, gesturi sau cuvinte? Din gesturi e ca... Asta, da, de timpul. Raper. Și din... din cuvinte... Măi? Măi. Mă. Măi. Mă. Aud? Da, da, da. Dar din fraze... Eu câteodată nu-i spun crușca mie, măi. Ei, nu. Foarte rar. Nu, nu, rar. Nu, nu-s parazite. Hai, tu. Tu. Fără ce nu ies eu din casă? Tu? Da. Asta sunt mai multe lucruri. Nu, hai. Asta e telefonul, în primul rând. Nu, da, mă, vestimentația asta nu socoate. Da. Bani. N-aș și eu goală, așa-i? Corect, da. Tu și mai eu cu tine mereu. Bani? Bani, bani am. Da, bani. Și este, nu, este pentru buză, să nu se usuce buzele. Și cel mai important? Și? O față nemulțumită. Hai tu. Ce mă poate face pe mine să râd cu lacrimi? O, orși. Important gluma să fie bună, dar tu des privești CBD și tu mori acolo când îl privești. Glumele care sunt astea? Negri. Negri, da? Nu glumi negri. Umor negru. Umor negru. În fine, ceva super agresiv. Da, hai. Tipul de cafea preferat. O, ușor. Latte? Da. Cappuccino? Da, da, am încât... Stai, nu, ți-ți place cappuccino cu este deasupra? Latte cu scorțișoară? Nu. Cu, cum se cheamă, marshmallow. Nu, asta e cacao cu marshmallow. A, cacao, da, cacao. Da. Dar am în sarcina asta, nu vreau deloc cafea. Nu, nici cafea. Cum arătam eu la prima noastră întâlnire, în ce eram îmbrăcat? Ușor. Asta e foarte ușor. Eu eram la lucru. Tu erai în forma ta de la sala în care funcționai. Da, da. Și așa, da, frumușel. Și prima și am spus, wow, ce spate frumoasă are el. Asta și soacră mi-a arătat așa. Hai. Eu mă, da? Da. Ce fac eu prost de tot? Ușor, ușor. Prost de tot? Tot faci ghine viața. Corect. Prost de tot și... Nu, eu asta nici nu iubesc, de fapt, să fac. Ce? Eu nu fac. Gătești. Da. Nu poți gătească. Eu nu fac. Dar pentru mine asta nu e problemă. Da, nu e problemă, faci și Cristi. Eu fac curat. O, ce am vrut să devin când eram mic? Eu știu și-a vrut bunica ta să devii arhitector. Da. Dar ce ai vrut tu? Arhitector. Pentru arhitectură. Ce ai vrut tu? Dar noi am vorbit pe tema asta. Nu e că tare n-am vorbit niciodată. Eu tare vrem să fiu militar. Militar. E că da. Eu n-am știut. La mine tata era militar, dar la 18 ani, diriginta și prietenul meu cel mai bun mi-a spus că asta nu-ți trebuie. Da, și mie asta nu-mi trebuie. Tu cu caracterul tău nu cred că puteai să faci față. Nu în sens rău. Prietenul meu cel mai bun, cu oameni mari, el s-a dus și acolo văzut. Ia că aveți și ceva nou am descoperit despre tine. Chiar n-am știut. Și el a spus că, băi, Cristi, nu vin nic, ții nu să-ți placă. Și eu l-am ascultat. În ce culori mi-am vopsit părul de-a lungul timpului? De-a lungul timpului? Păi e blond, nu? Păi toate experimentele mele cu părul. Blond, cum, șaten, da? Cum spune în română? Da, șaten. Negru nu a fost. Nu, negru nu. Numai blond, șaten. Și ai avut încă balăiaj, nu? Nu, da, tot blond, dar când eram mai adolescent, ne-am vopsit cu roșcat. Știi, erau tonicuri. Și... A, dar tonic cu tonic. A, da, stai, Iuleacă, eu te-am vopsit cu tonic și la violet sau albastru și era. Tak, eu răspuns, da, la întrebarea ta? Da. Ce apreciez cel mai mult la mine? Tu la mine? Multe chestii, dar am cred că cea mai importantă pe care eu foarte mult o simt, ajutorul tău, că știi în situația mea cât de rău îmi este acum fizic, tu foarte mult mă ajuți cu copiii și în principiu toate obligațiunile le iei tu. Da. Hai. Visul meu cel mai mare este? Eu trebuie să spun. Cel mai mare vis? Eu știu, ele sunt multe ca tare. Da, de fapt. În primul și în primul rând, vrea Inean de la Cartier. Asta nu e așa.
mare vis. Asta e ceva realizat. Tu vrei pe Bali, la Bali, da? Nu. Nu, la Bali tot e ceva, adică cel mai mare vis. Nu știu, casa, ceva. Ce? Da, hai! Noi vorbim cu tine pe tema asta. Eu nu ți-am minte. Buzele le-ai făcut. Nu, măi! Ce? De fapt, ca noi da, să ne mutăm în casa noastră Dar asta e realizat, dar asta e o lună jumătate. Păi da, clar, dar e că cumva știi din cauza că noi am trăim parcă de timpul în ospiție. Da, și parcă timpul să îndungiesc. Da, timpul da, foarte și... lung și vreau cumva mai repede. Asta e visul meu, eu tot vreau mai repede la noi acasă. Da. Так, ce ai vrea să auzi mai des de la mine? Eu achitaz. Nu. Stai. Cred că mai multă încurajare, pentru că tu des crezi că tot e așa cum trebuie să fie, știi? Uh-huh. Gen, Katia, tu mult lucrezi, dar așa și trebuie, tu faci asta, dar așa și trebuie. Și cred că și din partea mea tot mai multă încurajare. Asta e problema familiei noastre. Da. Hai. Tu. Ce întrebare nu îmi place să îmi pui? O, eu știu. L-ai schimbat pe Eugen sau pe Simon? Nu chiar așa. Mă face mamă rea. Nu, eu glumesc. Asta și glumă. Dar întrebarea care ți-a nu-ți place? Și vrei să mănânci? Hai număr nici să mănânci, nu? Nu. De fapt, adică e... De timp când tu mă suni și mă întrebi cât timp mai ai? Urăsc întrebarea asta. Da, și când mă sunt, unde ești? Da. Mă sunt fiecare 2-3 minute, unde ești? Da, aha. Unde ești? Și fiecare 30 de secunde. Da, uneori și așa și ce nu-mi place mie categoric să îmbrac? Mm-hmm. Categoric. Eu știu, pantofi. Tu alegi deloc să nu îmbraci pantofi. Da. Și categoric, stai, nu mai e ori de astea, nu. Credem că mai eu ori știi de astea, dar tu le porți la vara. La sport le port. Da. Categoric? Cred că o șubă n-ai îmbrăcat categoric. Nu, de ce? Nu, depinde. Depinde de situație. Da. Cred că n-aș îmbrăca ceva categoric. Știi și asta, cum să zic, haine care, cum să zic, cred că large, tare, știi? Sau, da, știi când, pantaloni de ăștia până... Când eram mitei, părinții cumpărau unul mereu cu mărimi mai mari sau două, știi? Și tu umblai, sărmanul, și aici, la curat. Slava Domnului, n-am avut așa situații, dar... Nu, ne cumpărau pe un an înainte și eu tare rând de creștem și spune numai pe jumătate de an. Nu-i nimic. Am înțeles. Gata întrebările? La mine da, la tine nu. La mine tot gata. De fapt, aceste întrebări mi-au descoperit câteva lucruri interesante. Sper și ție despre să nu mă suni când sunt la cosmetolog. Dar chiar despre militar era ceva interesant. Da, deși n-am vorbit niciodată pe tema asta. Dar tu știi și vreau să devin... Nu, dar ce vrei? Eu princesă, e ca eu de cât era mic, dar vreau să devin princesă, nu știu la mine. Nu, eu încet mă stăle, știi? E ca vezi, construim castelul, o grada, da. Un cal. Metru 93. Nu, foarte multe chestii noi am aflat. Da, mersi frumos. Te iubesc și mai mult. Dar e ca eu vreau cu stânga. Să. Din provocare, producătorul s-a gândit bine. Ați aflat multe unul despre altul. Destule, suficiente. Hai să vedem dacă o să vă placă ceea ce v-am ales eu. Hai. Eu v-am îmbrăcat așa ca să lăsați copiii acasă și să mergeți pe o stradă din Paris, să mâncați o croissant, să savurați un cappuccino și să mai veniți pe la Unic. Tot așa stilați. Mergem să vedem. Hai. La tine e și culoare să acolo. A venit ca fine unda la tine? La mine tot. Deci. Eu am uși spun și voi ieși.
Deci, invitații noștri sunt pregătiți, așa cum v-am spus, să meargă în vacanță. Nu știu ce planuri are Cristi, dar tare l-aș ruga să cumpere biletele de astăzi, pentru că Parisul îl așteaptă direct la Unic, la Paris. Hai să-i vedem. Gata? Wow, Cristi! Asta e tare ghine. Deci, și de frumos tu ești. Măi, îți place? Mie foarte mult, dar ție? Foarte tare îmi place. Eu așa mă simt, știi? Plus dacă 100 trebuie în creză. Dacă mă la turnul Eiffel, știi, și așa facem poze. Aveți fie niște poze superbe. Dar de Paris, ia că chiar trebuie să ne gândim. Eu știu că eu cumva vă întrerup, mă vă deranjez, dar totuși să vă întreb, cum v-a plăcut experiența de a, mult, de a avea foarte grijă un stilist de voi? Cromatic. Tu ești foarte bravo, sincer. Mersi tot respectul meu. Eu niciodată nu aveți să mă îmbrac așa, pentru că noi nu am așa gusturi bune. Eu, de fapt, mă simt confortabil pentru că oarecum iubesc dacă să-mi acord mai mult atenție. Am și sacou, am și așa pantalonaj, dar știi cum când asta îți spune că asta e frumos în stilist, e cu tot altfel. Hai să-ți spun că culorile pământii sunt pentru tine și fototipul pielii tale e perfect pentru asta. Eu ți-am ales altă ținută, după care i-am schimbat trenciul lui Cristian și am zis că, băi, dacă vă place să vă asortați între voi, ar fi tare frumos să aveți o ținută de cuplu și, cum am zis, să mergeți. Vedeți că nu trebuie să ne îmbrăcăm neapărat la fel, dar dacă cromatic dăm bine, atunci... Corect. Nu. Dăm bine. Arătați bine. Cred că trebuie să investim mai mult în chestia asta. Și timp și bani. În călătorie, da? În Paris? În Paris și în haine. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat provocarea noastră. Vă mai așteptăm aici la magazinul Universal Unic, chiar de fiecare dată când aveți nevoie de sfaturile mele. Eu sunt și pe online și vă pot oferi orice sfat. Noi îți mulțumim. Mersi tare mult. Și cu voi ne vedem curând cu alți invitați frumoși.